Cu ajutorul Domnului, vom studia în această seară despre el și familia lui, despre felul în care a funcționat ca judecător în Israel. L-am numit Eli, omul care a tolerat răul. El a fost judecător și totodată mare preot pentru 40 de ani. Așa ne spune cartea 1 Samuel, capitolul 4, versetul 18. El fusese judecător în Israel 40 de ani. Însă în anii aceștia, el a devenit un simbol al părinților și al slujitorilor care sunt toleranți în familie și lucrare. Aprecierea aceasta o putem face conform cu ceea ce este scris în 1 Samuel, capitolul 3, versetele 13 și 14, cuvinte rostite de Domnul. I-am spus că vreau să pedepsesc casa lui pentru totdeauna, din pricina fără de lege de care are cunoștință și prin care fiii lui s-au făcut vrednici de lepădat fără ca el să-i fie oprit. De aceea jur casei lui Eli că niciodată fără de legea casei lui Eli nu va fi ispășită nici prin jertfe, nici prin daruri de mâncare. Vom privi mai întâi la viața și atitudinea lui Eli față de fiii lui și față de oameni și într-o a doua parte la atitudinea lui față de Dumnezeu și atitudinea lui Dumnezeu față de el. Pentru că aceasta a fost ordinea în care el este evidențiat în mod greșit, prin felul în care i-a tolerat pe cei de aproape, neținând cont de relația lui față de Domnul, de poziția sa de judecător și de mare preot, într-o dublă ipostază de reprezentant al lui Dumnezeu în poporul sfânt. Privind la fiii lui și la el, se poate face o observație. Despre el nu sunt în mod personal evidențe negative, dar fiii lui erau imorali și lacom, erau plini de pofte și fără nicio frică de Domnul pe care îl reprezentau. Stare de care el nu se făcea în mod direct vinovat, dar se făcea vinovat prin ceea ce se întâmpla în prim plan în slujba pe care o deținea. Să citim din capitolul 2, de la versetul 12. Fiii lui Eli erau niște oameni răi. Nu cunoșteau pe Domnul. Adică ei nu aveau o relație cu Domnul. Să înțeleagă cine este Domnul, să-și dea seama cum vrea Domnul să se comporte și cum este plăcut înaintea Domnului. Și iată care era felul de portare acestor preoți față de popor. Când aducea cineva o jerfă, venea sluga preotului în clipa când se fierbea carnea, ținând în mână o furculiță cu 3 coarne. O vărea în cazan, în căldare, în tigaie sau în oală și tot ce apuca cu furculița, lua preotul pentru el. Așa făceau ei tuturor acelora din Israel care veneau la Silo, deci era o regulă. Chiar înainte de a arde grăsimea, venea sluga preotului și zicea celui ce aducea jerfa, dă pentru preot carnea de fript. El nu va lua de la tine carne fiartă, ci vrea carne crudă. Dar dacă omul zicea, potrivit cu reglementările legii, după ce se va arde grăsimea, știți că era interzis alături de sânge, vei lua ce-ți va plăcea? Sluga răspundea, nu, dă-mi acum, căci altfel iau cu sila. Tinerii aceștia se făceau vinovați înaintea Domnului de un foarte mare păcat, pentru că ne socoteau darurile Domnului. Erau părți ale dobitoacilor sacrificate, rezervate lui Dumnezeu și trebuiau să se consume în corespondență cu păcatul înfăptuit de popor sau de preoți. Deci ei nu respectau cerințele fundamentale ale legii lui Dumnezeu. De tot aceea citim în versetele 22 și apoi în 29 despre o altă faptă, despre imoralitate. Și apoi, ca o concluzie, în versetul 29. El era foarte bătrân și a aflat cum se portau fiii lui cu tot Israelul. A aflat și că se culcau cu femeile care slujeau afară la ușa cortului întâlnirii. Și acum, un cuvânt rostit din partea Domnului printr-un om sfânt, versetul 29. De fapt, sunt întrebări adresate lui Eli.
Pentru ce călcați voi în picioare jertfele mele și darurile mele, care am poruncit să se aducă în locașul meu? Și cum se face că tu cinstești pe fiii tăi mai mult decât pe mine, ca să vă îngășați din cele din tiroade luate din toate darurile poporului meu Israel? Întrebări rămase fără răspuns, dar foarte acuzatoare. Așadar, omul acesta, în calitatea sa de judecător, asista la aceste grave vinovății prin ceea ce făceau fiii lui. Întinau toată slujba din toată națiunea, pentru că cortul Domnului era singurul loc unde poporul putea să aibă legătură cu Dumnezeu. Și totodată trăiau într-o stare de imoralitate care făcea să fie înjosită slujba sfântă, nu aproape total. Să observăm acum că Eli a sesizat, a mustrat pe fiii lui pentru faptele vinovate care le făceau, pentru că tot poporul sesiza asupra acestor stări. Era ceva strigător la cer. Dar Biblia remarcă faptul că nu i-a oprit, mă gândesc, atunci când a putut. Și de asemenea că nu i-a denunțat, adică n-a luat o atitudine publică față de ei, să fi lăsat pe seama poporului, să ceară ajutorul poporului în stoparea acestor nelegiuiri, atunci când nu-i mai putea opri, atunci când a îmbătrânit poate. El a acceptat pasiv, a lăsat ca sub ochii lui și sub ochii întregului popor să se păcătuiască împotriva Domnului și preoții, cei care trebuiau să fie un model pentru tot poporul, glasul lui Dumnezeu între oameni, să fie o pricină de păcătuire pentru tot poporul. Adică în loc să se folosească Dumnezeu de acei oameni, se folosește Satana. În loc să fie niște mijlocitori între Dumnezeu și popor și între popor și Dumnezeu, ei mai degrabă erau o piedică între aceste două părți care trebuiau reconciliate prin slujba de la cortul Domnului. Citim despre aceste sesizări de la versetul 23, tot din capitolul 2. El le-a zis: pentru ce faceți aceste lucruri? Căci aflu de la tot poporul despre faptele voastre rele. Nu, copii, și au spunându-se despre voi, nu este bine. Voi faceți pe poporul Domnului să păcătuiască. Dacă un om păcătuiește împotriva altui om, îl va judeca Dumnezeu. Dar dacă păcătuiește împotriva Domnului, cine se va ruga pentru el? Totuși, ei n-au ascultat de glasul tatălui lor, căci Domnul voia să-i omoare. Adică erau mult prea vinovați în faza aceasta, de aceea nici nu au mai putut să se întoarcă, să se căiască. În capitolul 3, de la versetele 13, vom citi din nou pentru a vedea cum Dumnezeu a socotit o vinovăție, toleranța lui. I-am spus că vreau să pedepsesc casa lui pentru totdeauna din pricina fără de lege de care are cunoștință. Cum să n-aibă, pentru că vorbea tot popor. Și prin care fiii lui s-au făcut vrednici de lepădat, fără ca el să-i fi oprit. Înseamnă că dacă Dumnezeu i-a imputat faptul că nu i-a oprit, ar fi putut să o facă. De aceea Dumnezeu a jurat că este ireversibilă, este irevocabilă și este definitivă sentința împotriva casei lui. Și în versetul 17 Eli a răspuns: care este cuvântul pe care ți l-a vorbit Domnul? Nu mi-ascunde nimic. Dumnezeu să se poarte cu tine cu toată asprimea dacă mi-ascunzi ceva din tot ce ți-a spus. Samuel a istorisit tot, fără să-i ascundă nimic, și el i-a zis: Domnul este acesta, să facă ce va crede. Eu nu mă pot pronunța 100% ce rezide din aceste cuvinte. Domnul este acesta, să facă ce va crede. Ca și cum că el nu mai putea face nimic, sau cum că Dumnezeu este stăpân și în final el decide ce trebuie făcut, e de competența lui. Să privim însă și la felul în care Eli se purta el în mod direct cu poporul. În capitolul 1, versetul 9, și apoi în capitolul 4, versetul 13, observăm, cel puțin în perioada de la bătrânețe, că Eli era de nedeslipit de vreunul din scaunele de la cortul Domnului sau de la poarta cetății.
două scaune care aveau de-a face cu cele două slujiri ale sale, cea de preot și cea de judecător, 1:9. Preotul Eli ședea pe un scaun lângă unul din ușorii templului Domnului. Și 4:13, Eli aștepta stând pe un scaun lângă drum, la intrarea în cetate. Aceasta a fost slujba primită de la Dumnezeu, atunci se moștenea din tată în fiu. Și în postura aceasta, tot Israelul, fie sub incidența jertfelor, fie al problemelor de judecată, avea posibilitatea să treacă pe la el. Să-l observăm stând mai întâi pe primul scaun, citind în 1:14, prin cuvintele lui. A sesizat pe Ana cum se ruga și la un moment dat i-a zis, până când vei fi beată? Du-te de te trezește. Aici se poate de înțelege ori superficialitate, ori insensibilitate spirituală. Pentru că femeia a răspuns, nu, domnul meu, eu nu sunt o femeie care am băut vin sau băuturi amețitoare. Eu învărsam sufletul înaintea Domnului, sunt o femeie care suferă. Atunci a rectificat imediat și este scris în versetul 17 că el a luat din nou cuvântul și a zis, du-te în pace. Și Dumnezeul lui Israel să asculte rugăciunea pe care i-ai făcut-o. Iată așadar un limbaj foarte evlavios. De altfel, cred că erau cuvinte uzuale pentru el în fiecare zi, trebuia să pronunțe expresii sfinte. La fel, scrie și în capitolul 2, versetul 20, El i-a binecuvântat pe Elcana și pe nevasta și a zis, să dea Domnul să ai copii din femeia aceasta, care să înlocuiască pe acela pe care l-a împrumutat ea Domnului. Iată cum el însuși a avut un comportament omenesc, am putea spune, cu greșeala aceea. Dar poate și noi citim greșit uneori pe cineva. Să admitem că este o greșeală mai ușoară, nu una grea. De asemenea, îl putem observa din relația lui cu copilul Samuel, din capitolul 3, de la versetul 1. Tânărul Samuel slujea Domnului înaintea lui Eli. El începea să aibă ochii tulburi, nu mai putea să vadă, el stătea culcat la locul lui. Dumnezeu în acea noapte a chemat pe Samuel, mai întâi în versetul 4, el a răspuns, iată-mă, și a alergat la Eli și a zis, iată-mă că și m-ai chemat. El i-a răspuns, nu te-am chemat, întoarce-te și te culc. Din nou a fost chemat și din nou el i-a răspuns, întoarce-te și te culcă. Și apoi scrie aici, de la versetul 8, partea a doua, Eli a înțeles că Domnul cheamă pe copil. El avea o percepere a lucrurilor sfinte, a derulărilor. Vă dați seama, era de o viață acolo, fiind copil de preot crescuse în anturajul lucrurilor sfinte. Și a zis lui Samuel, du-te de te culcă și dacă vei mai fi chemat să spui, vorbește, Doamne, că robul tău ascultă. Iată ce învățătură bună, înțeleaptă i-a dat acestui copilaș. Totodată el a fost interesat de cuvântul care venea din partea Domnului. Ba, aș putea să adaug că și atunci când a venit celălalt om al lui Dumnezeu, în capitolul 2, el nu a procedat ca unii împărați sau stăpâni răi din Vechiul Testament să lovească prorocul, să respingă. El era un om foarte pasiv, l-am putea cataloga în ultimă instanță. Dacă îi zicea poporul că copiii fac lucruri rele, zice, așa-i, măi copii să vă schimbați. Dacă zicea Dumnezeu, măi, tu tolerezi rău și ceea ce faceți este rău, zicea, așa-i, Domnul are dreptate. Iată-l ce a răspuns lui Samuel, citim așa de la versetul 16, care la chemare, de data aceasta, efectiv din partea lui Eli, i-a răspuns, iată-mă, Eli a cerut ca să nu-i ascundă nimic. Și știa, de altfel este o expresie larg întâlnită în Biblie, Dumnezeu să se poarte cu toată asprimea dacă mi-a ascuns ceva. Vedeți? Aceea am putea spune că el era exigent dacă cumva Samuel ascunde ceva. Dar el nu se gândea că și cu el se poate purta Dumnezeu cu toată asprimea. De altfel și fusese amenințat și această ultimă solie era o amenințare foarte grea. Și el a răspuns, Domnul este acesta, să facă ce va crede. Gândiți-vă, ce era în mintea și în inima lui Eli? E adevărat, oamenii sunt diferiți.
Și nu este singurul mod de a greși. Pentru că și în extrema cealaltă se pot face greșeli. Oamenii din oficiu revoluționari, permanent împotrivitori, foarte răi, tendențioși, extrem de severi, și aceștia greșesc. Pentru că nici ei nu reprezintă pe Dumnezeu. Dumnezeu se mânie împotriva păcatului, dar are îndelungă răbdare. Dumnezeu ia atitudine față de rău, dar îngăduie omului să se pocăiască. Însă, cei care se regăsesc în postura lui Eli să fie foarte, foarte atenți. El a fost un om bun, am putea spune, așa cum își imaginează copiii un profesor bun la școală, care îi acceptă și pe ei dacă vor să ceară de la ore, dacă îi spune astăzi nu vrem să dăm test, nu dați test, ca un diriginte la care raportează celălalt profesor că elevii n-au fost cuminți, au făcut năzbâtii și propun să scadă media la purtare și le zice, vă mai îngăduie semestrul acesta, ca un profesor la care pot să vină și de la județ sau de la minister cineva să-i facă sesizări, că dacă nu schimbă activitatea și nu va da dovadă de seriozitate și să ia măsuri față de colectivul de elevi peste care responsabil, va zice, aveți dreptate, domnilor? Repet, ar fi un profesor bun în accepțiunea copiilor. S-ar putea și copiii să spună despre un asemenea tată că ține la ei, că este bun, că îi acceptă. E și mustrat puțin. Și în biserică. Poate s-ar dori o asemenea slujitori, asemenea dirijori, asemenea conducători, învățători, sau la orice nivel ar fi ei. Puțin probabil ca un astfel de om să nască opoziție, să se ridice cineva împotriva lui. Au venit din popor cu sesizări, dar el cu calmitate le-a tratat pe toate. Să privim acum însă la felul în care gândea Dumnezeu lucrurile. Iar zilele acestea m-am frământat asupra felului în care e scrisă Biblia și asupra felului în care scriem și vorbim noi unii despre alții. Dumnezeu când scrie despre un împărat, despre un judecător, cum vorbim noi, despre ucenicii în Noul Testament, scrie prin oamenii săi care au un ochi și o lumină de la Dumnezeu. Adică evidențiază rău, dar notează și binele. Noi, în relațiile dintre noi, mai cu seamă acum în societatea aceasta, în care parcă în mod forțat toți trebuie să zâmbească, să-i încurajeze pe ceilalți, să-i tolereze, să le ofere libertate, să nu-i frustreze, să nu le ia din demnitate. Nu mai contenim în a ne lăuda și a ne aprecia reciproc, asta și pentru vii și pentru morți. Și mi se pare că sunt diferențe categorice între ceea ce se scrie în cărți, în acele cărți ce se vor deschide la judecată, și aprecierile ce le facem noi unii asupra altora, lăsând ceea ce este în lume. M-am uitat când moare câte un slujitor. Numai bune. Totul de laudă. Când este evidențiat vreun alt om în lucrare, totul este la aproape la superlativ. Biblia este, repet, diferită. De aceea este important cum ne vede Dumnezeu, cum ne citește El. Hai să observăm din cazul Eli un mesaj divin printr-un om al lui Dumnezeu. Și fie un asemenea mesaj, un mesaj demn de luat în considerare și de meditat pentru cei care sunt profeți, pentru cei care trebuie să facă o caracterizare asupra unui om și sau să discute cu diferiți oameni din subordinele lor sau cu alții cu care sunt în relații de lucrare. Vom vedea cum Dumnezeu a evidențiat egoismul lor, lăcomia lor și disprețul față de slujba sfântă, fapte care urmau să fie pedepsite prin stingerea întregului neam și luarea binecuvântării. Amintiți-vă că la bisericile din Apocalipsa Dumnezeu le spune, dacă nu veghezi, și acele mesaje adresate prin îngeri bisericilor sunt foarte categorice. Deși este evidențiată biserica din Efes, Dumnezeu îi spune, dacă nu veghezi și spierzi dragostea, la alta le spune, fiindcă tolerezi și ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, să știi că ți-au sfeșnicul. Adică îți pierzi statutul, îți pierzi și binecuvântarea care este aferentă chemării lui Dumnezeu. Să citim cu toată atenția mesajul acesta, 1 Samuel capitolul 2 de la versetul 27. Un om al lui Dumnezeu a venit la Eli și i-a zis, cuvântul unui anonim, dar venit de la Dumnezeu, așa vorbește Domnul.
Nu m-am descoperit eu ca și tatălui tău când era în Egipt, în casa lui Faraon. Eu l-am ales dintre toate semințile lui Israel ca să fie în slujba mea, în preoție, ca să se suie la altarul meu, să ardă tămâie, să se poarte efodul înaintea mea. Și am dat ca și tatălui tău toate jertfele mistuite de foc și aduse de copiii lui Israel. Și putea să răspundă la toate până aici, ba da, așa-i, Doamne. Ne-ai favorizat, într-un fel. Pentru ce călcați voi în picioare jertfele mele și darurile mele care am poruncit să se aducă în locașul meu? Și cum se face că tu cinstești pe fiii tăi mai mult decât pe mine? Ca să vă îngrășați din cele din tiroade luate din toate darurile poporului meu Israel. Cum se poate face una ca asta în vremea noastră? Adică să folosim în slujbă, atât ca slujitori cât și ca părinți, oameni care se fac vinovați de stări de păcate. Oameni care fac slujba înaintea Domnului într-un mod necurat. Îmi amintesc că în biserica asta a venit un grup de tineri de la o altă biserică care cântau împreună cu niște tineri care nu erau întorși la Domnul. Știu că și-au așezat undeva aici pe culoar niște scule, observându-i, discutând cu cine îi cunoștea, mi-am dat seama că nu sunt pentru slujbă. În timp ce conduceam slujba de la Ambon, mi-a venit un bilet. Frate Iosif, pune-i la slujbă că altfel te trage Domnul la răspundere. Eu n-am zis nimic, am lăsat să se consume slujba, dar mi-amintesc că la următoarea întâlnire în casa Domnului v-am spus. Fraților, chiar de aceea nu i-am pus că mă trage Domnul la răspundere. Dacă nu m-ar fi tras, ca om i-aș fi pus. De ce să nu plece de la mine, dând mâna și mulțumindu-mi frumos? Dar iată că ne facem vinovați. Fie că e vorba de oameni din adunare, fie că e vorba de familia noastră. Fiecare să se gândească cu toată seriozitatea în dreptul celor de care este responsabil. Acum, bine ar fi, și așa ar fi mai întâi corect, nu noi să-i oprim, ei să se oprească. Am apreciat foarte mult zilele trecute când am zis unui copil din adunare, păi tu cântai mai de mult, nu mai cânți? Și a zis, frate, nu sunt într-o stare bună spirituală, nu știu eu de cântat. Dar eram doar noi doi, a răspuns, așa am înțeles, cu toată seriozitatea. Așa ar trebui întâi. Nu se vine biletele la amvon, frate, vrem să slujim, să avem cunoștințe de anumite stări de păcat și noi să fim nevoiți să ne întrebăm unul pe altul și să se termine slujba fără ca să-i putem folosi. Dar dacă ei nu se opresc și vâră furculița că, știu eu, cum sunt astăzi fel și fel de grupuri de muzică, iese un ban din asta. Sau alții poate doar pentru slavă de șartă sau știu eu pentru ce imagine o fac. Suntem nevoiți să nu afectăm imaginea slujbei sfinte. E lucrarea lui Dumnezeu și într-o zi, zice în Matei 7, că va spune unora, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați, fără de lege. Să citim mai departe. De la 30. De aceea, iată ce zice Domnul Dumnezeu lui Israel, spusesem că și casa ta și casa tatălui tău au să umble totdeauna înaintea mea. Și acum, zice Domnul, departe de mine lucrul acesta. Și iată regula. Căci voi cinsti pe cine mă cinstește, dar cei ce mă disprețuiesc vor fi disprețuiți. Dumnezeu cinstește, dacă e vorba de slujbă, pe un sfânt. Și este total dispreț, este scârbă de rugăciunea unui om rău. Și zicea înțeleptul în Proverbe, doar un verset, vă citesc, capitolul 19, versetul 1. Mai mult prețuiește săracul care umblă în neprihănirea lui, decât un bogat cu buze stricate și nebun. Dar unde prețuiește mai mult? Între oameni? Între oameni prețuiește bogatul. Înaintea lui Dumnezeu. Continui și citesc de la versetul 31, 1 Samuel 2. Iată că vine vremea. Când voi tăia brațul tău și brațul casei tatălui tău așa încât nu va mai fi niciun bătrân în casa ta. Vei vedea un potrivnic al tău în locașul meu în timp ce Israel va fi copleșit de bunătăți de Domnul și nu va mai fi niciodată niciun bătrân în casa ta. Voi lăsa să rămână în altarul meu numai unul din fii tăi, ca să ți se topească ochii de durere și să ți se întristeze sufletul, dar toți ceilalți din casa ta vor muri în floarea vârstei. Și iată semnul celor ce se vor întâmpla celor doi fii ai tăi, Hofni și Fineas, amândoi vor muri într-o zi. Eu îmi voi pune un preot credincios care va lucra după inima mea și după sufletul meu. Îi voi zidi o casă stătătoare și va umbla întotdeauna înaintea unsului meu. Și oricine va mai rămâne în casa ta va veni să se arunce cu fața la pământ înaintea lui, pentru un ban de argint și pentru o bucată de pâine și va zice, pune-mă, te rog, în una din slujbele preoției, ca să am o bucată de pâine să mănânc. Dumnezeu i-a disprețuit lepădându-i
lepădând întreg neamul. Se pare că n-a luat nicio atitudine nici după acest mesaj. Și doar la capitolul 3, unde este reluat mesajul, de la versetul 11. Atunci Domnul a zis lui Samuel: iată că voi face în Israel un lucru care va surzi urechile oricui îl va auzi. În ziua aceea voi împlini asupra lui el tot ce am rostit împotriva casei lui, voi începe și voi sprăvi. Dar câtă răbdare a avut Dumnezeu, dar în final totul a fost atât de dureros. L-a durut și sufletul și, așa cum spunea profetul, i s-au topit ochii de durere. Vom observa acum cum s-au împlinit aceste pedepse. Din capitolul 4 a început lovitura Domnului. De la versetul 2 este scris că filistenii s-au așezat în linii de bătaie împotriva lui Israel, lupta a început. Israel a fost bătut de filisteni, care au omorât pe câmpul de bătaie aproape 4.000 de oameni. Poporul s-a întors în tabără și bătrânul Israel au zis: pentru ce ne-a lăsat Domnul să fim bătuți astăzi de filisteni? Și le-a venit nepricepută idee scrisă aici: haidem să luăm de la Silo chivotul legământului Domnului, ca să vină în mijlocul nostru și să ne izbăvească din mâna vrăjmașilor noștri. Poporul a trimis la Silo, de unde au adus chivotul legământului Domnului oștilor care șade între heruvimi. Cei doi fii al lui Eli, Hofni și Fineas, erau acolo împreună cu chivotul legământului Dumnezeu. Și apare aici un paradox, care s-a dovedit a fi doar de senzație. Când a intrat chivotul legământului Domnului în tabără, tot Israelul a fost strigăte de bucurie, de s-a cutremurat pământul. Și este dovedit, tehnic, că la zgomote mari se poate mișca scoarța terestră. Răsunetul acestor strigăte a fost auzit de filisteni și au zis: ce înseamnă strigătele acestea care răsună în tabăra evreilor? Și au auzit că sosise chivotul Domnului în tabără. Iată că se poate întâmpla ca în vreo adunare, cu astfel de oameni răi și imorali, să se producă niște senzații, chipurile de prezență divină, poporul se strâge și să fie o euforie, o bucurie. Când colo, nu sunt decât niște baloane, nu-i nimic. Au început bătălia și iată rezultatul, versetul 11. Chivotul lui Dumnezeu a fost luat și cei doi fii lui Eli, Hofni și Fineas, au murit. Au vrut să forțeze mâna lui Dumnezeu să-i ajute. Dar Dumnezeu le spusese ce are de făcut. Oare el le transmisese mesajul? Nouă în această seară Dumnezeu ne l-a transmis. De aceea vă rog cu toată seriozitate, care știți despre stări de păcate, nu mă refer la greșelile de care ne pare rău și ne pocăim. Cine vine ca un vameș la biserică, se întoarce acasă păcătos, iertat, mă refer la cei care trăiesc în mod deliberat în stări de păcate. Pentru că se întâlnesc astfel de lucruri. Pot fi oameni care curvesc și să se ridice să facă slujbă, să cânte. Oameni care trăiesc în stări vinovate, în mod cronic, în mod permanent. Și vom vedea că e rău nu numai de ei, și de alții care au cunoștință de ceea ce fac ei. Necazul și ocara de pe front s-au mutat acasă. Și după știrea venită de pe front, Eli a murit. Dar n-a murit până n-a văzut împlinirea pedepsei. Vă citesc acum de la versetul 12. Un om din Beniamin a alergat din tabăra de bătaie și a venit la Silo în aceeași zi cu hainele sfârșiate și cu capul acoperit cu țărână. La intrarea lui în cetate, omul acesta a dat de veste și toată cetatea a strigat. Eli, auzind aceste strigăte, a zis: ce înseamnă zarva aceasta? Și îndată omul a venit și a adus lui Eli vestea aceasta. Și Eli era în vârstă din câmpul de bătaie și din câmpul de bătaie am fugit astăzi. Eli a zis: ce s-a întâmplat, fiule? Cel ce aducea vestea aceasta a răspuns și a zis: Israel a fugit dinaintea filistenilor și poporul a suferit o mare înfrângere și chiar cei doi fii ai tăi, Hofni și Fineas, s-au murit și chivotul Domnului a fost luat. Abia a pomenit de chivot și Eli a murit. În ce stare? Sub tensiunea durerii și a necazului. Citim și la versetul 19. Tot pedeaps. Norusa, nevasta lui Fineas, care era însărcinată și sta să nască, când a auzit vestea aceasta despre luarea chivotului, despre moartea socului, despre moartea bărbatului, s-a încovoiat să născut căci a apucat-o durerile nașterii. Când trăgea să moară, femeile au încercat să o încurajeze, dar ea n-a răspuns și n-a luat seama la ce îi se spunea.
A pus nume copilului Icabod. Nu mai e slavă, zicând, s-a dus slava din Israel. Spunea lucrul acesta din pricina urechivotului Dumnezeu și din pricina socrului și bărbatului ei. Iată ce final după ce viață. Astăzi trăim o vreme, și nu mă refer numai la biserica aceasta, de toleranță generală. Se permite în țara aceasta și să nu mai vorbește, se permite în afara ei. Sub emblema bisericii lui Dumnezeu. Atâta stricăciune, încât nu știu când a mai fost și unde a mai fost așa ceva. Poate doar în Evul Mediu, în timpul acela când zicea Luther, dacă este iad, este un sediu bisericii. Iată cum astăzi avem liderea unor organizații, a unor biserici și până la nivel de familie, când se tolerează aceste stări și ne gândim doar la noi, nu ne gândim la Dumnezeu. Ne gândim la noi, ne gândim la copiii noștri, la membrii bisericii noastre, suntem ocrotitori, părtinitori, numai la Dumnezeu nu ne gândim, că biserica e a Lui, lucrarea Lui este sfântă. Aș vrea să fie ca un semnal de alarmă pentru noi care auzim și pentru alții care vor auzi acest mesaj, să ne verificăm atitudinea înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu spune Scriptura, n-a cruțat nici pe Fiul Său și l-a dat pentru noi. Nici pe noi să nu ne cruțăm, că poate cel mai tolerant suntem cu noi înșine. Dar v-am spus, Eli nu cu el a fost tolerant, cu copiii lui, care e tolerant cu el însuși, este mai vinovat decât Eli. Și vreau să închei cu două idei pe care să le țineți minte. La orice nivel, am spus, de la nivelul vreunei organizații, până la nivel de familie, cei ce fac răul și cei ce îl tolerează vor muri toți într-o singură zi. În ziua când Dumnezeu ia măsuri. A murit în aceea zi și bătrânul, a murit și cel de vârstă medie, poate a murit și nevastă sa și copilul s-a născut fără bătrâni, căci Dumnezeu spusese, nu voi mai lăsa niciun bătrân în casa ta. Scrie aici, în 2:34, iată semnul, vor muri într-o singură zi. Ce înseamnă asta? Adică au aceeași vinovăție pe undeva. De aceea mor într-o singură zi. Sunt la fel de vinovați și cei care tolerează ca și cei ce fac rău. Adică și cel ce fură și cel ce se unește cu hoțul și îl ocrotește. Și cel care este vinovat în mod direct și cel care în mod indirect acceptă pe cel vinovat. Vă recitesc câteva din versetele care evidențiază moartea în aceea zi. Versetul 18 din capitolul 4. Abia a pomenit de chipotul lui Dumnezeu. Și Eli a căzut de pe scaun, lângă poartă și-a rupt ceafa și a murit, căci era un om bătrân și greu. El fusese judecător în Israel 40 de ani. În aceea zi, și el, și băieții, și chivotul, și nora trăgea să moară, toți aceea soartă. Și vreau să vedem că această pedeapsă s-a extins până când Dumnezeu a împlinit între cuvântul. Toarceți cu mine la 1 Samuel 22. De la versetul 16. Împăratul a zis, trebuie să mori Ahimelec, tu și toată casa tatălui tău. Și versetul 18. Și doi edomitul s-a întors și a lovit pe preot, s-au omorât în ziua aceea 85 de oameni care purtau efodul de in. Versetul 20. Un fiu al lui Ahimelec, fiul lui Ahitub, a scăpat. Fiul lui Ahitub a scăpat. Numele lui era Abiatar, urmaș al lui Eli. Și ultima împlinire, 1 împărați 2, pe vremea lui Solomon. Cel care a scăpat aici, nici el n-a sfârșit-o bine. 1 împărați 2, de la versetul 26. Împăratul a zis apoi preotului Abiatar, du-te la Anatot, la moșiile tale, căci ești vrednic de moarte. Și 27. Astfel Solomon a scos pe Abiatar din slujba de preot al Domnului,
ca să împlinească cuvântul rostit de Domnul asupra casei lui Eli în Silo. Adică loviți până la al patrulea neam. Toți urmași. Și o ultimă idee, să știe toți, cine dă pe mâna celor răi chivotul Domnului, moare fără el. A fost ziua în care nici moartea, nici nașterea n-a avut slavă. Ziua în care copiii se nasc fără slavă și în care bătrânii mor fără slavă. Grea zi. Ce înseamnă asta? Că și viața urmașilor este sub pedeapsă și viitorul celor ce au murit rămâne sub pedeapsă. Nici nașterea, nici moartea n-a avut slavă. Femeia aceea a rostit un mare adevăr și a zis, Icabod, nu mai este slavă. Doamne, nu ne lua slava Ta. Căci în casa Domnului singurul lucru care strălucește este slava lui Dumnezeu. Când ea nu-i, nu mai e Dumnezeu. Când ea nu mai este, nu mai este nici pace, nu mai este nici bucurie. Așa cântau îngerii. Pace între oamenii, plăcuți și slavă lui Dumnezeu care stăpânește peste oamenii aceștia. Așadar, dragii mei, dacă Dumnezeu a găsit cu cale să ne pună într-o slujbă, într-o poziție de responsabilitate, ca tată, ca mamă, ca și lider responsabil în biserică peste mai mulți sau peste mai puțini. Suntem împărțiți așa cum sunt împărțiți talanții și polii. La 1-10, la 1-2, la 1-5, fiecăruia după puterea lui. Suntem responsabili de cei de care răspundem înaintea lui Dumnezeu. După cum cei care și-au îngropat talanții au fost socotiți vinovați, toți așa și noi, răspundem nu doar de ceea ce facem noi în propria noastră viață, ci și de ceea ce facem în raport de ceilalți. Așa cum zice în Evrei 13, ca unii care avem să dăm socoteală de noi și de ei noștri. Doamne, ajută-ne pe toți să trăim cu sfințenie înaintea Ta, pentru ca în ziua când ne vom întâlni cu Tine să ne cinstești. Nu cumva să ne înjosească Dumnezeu în ziua aceea, ci să ne primească cu onoarea Sa sfântă și să ne spună doar atât va fi destul. Vino, slugă bună și credincioasă. Asta a zis Dumnezeu lui Eli, voi pune în locul tău unul credincios. Doamne, ajută-ne să fim și noi aceia. Amin.